Dimineață ne pregătim, suntem un pic cam agitați, ne pregătim să mergem să săpăm astăzi cartofii la gospodăria din Cătun. Acolo avem o porțiune mare pe care am pus cartofi și au crescut, s-au făcut frumoși, dar pentru că au fost multe ploi, au început să se dezvolte și buruienile. Merem! Hai! Și acum toată lumea strigă prin casă, merem, eu mă duc la el, nu merem, stai că mai am un pic, acum a venit și el să mă întrebe dacă mergem. Da, așa e de fiecare dată când ne pregătim să mergem undeva, când e gata unul, nu-i gata celălalt. Și da, astăzi asta vom face, ne ocupăm de cartofi. Am vrut să vă fac să faceți parte un pic așa din forfăta noastră de dimineață și dinainte de plecare, pentru că stăm toată ziua, trebuie să punem cu noi mâncare pentru două mese, unelte, scule, apă, tot ce trebuie. Și sunt foarte multe, au fost foarte multe de aranjat, plus că Daniel are planuri mărețe și are multă treabă, deci da, îi copleșitor de cele mai multe ori, dar dăm înainte cu putere și cu îndrăzneală, pentru că numai așa se pot face lucrurile. Pa! Pa! Ca de obicei, casa ne rămâne un dezastru în urma noastră și venim acasă și ne luăm de cap mai tare decât atunci când am plecat. Dar așa e când activez în mai multe locuri odată și cu atât de multe lucruri pe cap. Pentru toate trebuie să ne facem timp și mai ales să ne bucurăm că vom avea de ce să dormim la noapte, că vom fi obosiți și vom adormi ca bebelușii obosiți după un plâns bun. Haideți cu noi și faceți parte din această zi! Am ajuns cu bine și lucrurile s-au mai calmat, agitația o lua sfârșit și ne-am apucat de treabă. Din păcate s-a făcut cam cald și deja devine din ce în ce mai greu să ne facem treaba, dar numai bine ne-am bronza și om zice că am fost la mare, dragule. La Miami. La Miami. Miam! Ne-am pus pe treabă, am făcut câteva șiruri și da, de-o-mi termina astăzi, că este destul de lucru. Hai încoace și laudă-mă să se vadă ce frumos știu săpa, că eu sunt de la oraș. Eu când îmi convine că nu știu săpa, zic eu sunt de la oraș, hai să vezi ce fain sap. Da. Când e ceva de interes local, eu sunt de la țară, că la țară stau. No, hai să vedem dacă știi tu de ce sap tu acum cartofii ăștia. De ce sap cartofii? Da, da. Cartofii se sapă ca să afânăm pământul, umezeala să se poată băga sub ușuroaie. Și în același timp facem ușuroaiele astea cât de groase, ca planta să se poată dezvolta, să împingă tubercul în toate părțile. Da, și mai pentru ce? Că cred că sunt cel puțin trei motive. Apoi al treilea motiv te-am lăsat să mi-l pui tu. Al treilea motiv e pentru a omorâ buruienile care cresc pe lângă și care vor zugruma planta. Corect. Ai văzut că știi și tu o parte. Eu zi de la țară. Deci facem treabă bună împreună. Da. Doi la un loc sunt cât unul bun. Mhm. Dar nu ne dăm în ruști, nu ne dăm lături de la nimic.
Nu-mi rușine. E, câte ture de tentativ am unui cu cartofii ăștia. Mai ții minte, dragă? Ăștia sau alții? Cu cartofi în general, câte ture de tentative am avut noi și banii au ieșit, banul nu a ieșit. Am cumpărat într-un an sămânță, vreo 5 săcuți din aia cu 4-5 cartofiori de 100 de lei, știi? Da. Și am cules un coșuleț de cartofi. Mai roșii, mai mov. Da, tu ai luat de pe internet, ai comandat cartofi special, extra premium, extra nu știu ce. Soiuri, soiuri, tot felul de soiuri foarte faine, erau printre ele și cartofi mov. Și am plantat, am pus într-o zonă, na, unde pământul e așa, ca piatra, ca bolovanul. No. Ce să mai, pe când a venit timpul de scos cartofii, n-am putut să fac. Nu i-am putut afla. Nu i-am aflat nicăieri pe pământ. E, dar tot s-a făcut cu ceva, că... Aia mov s-a făcut și am putut scoate așa... Câte un cuib pe aici, colo, mai fost. Câte un cuib o mai fost și l-am văzut și l-am putut scoate, da. Ofo... Puțin. Puțin. N-am scos foarte decât puțin. Bani de apă ei. De costă de lei, luam un sac bun de cartofi, ai? Da, mai. Și am cules un coșuleț. Nu. No. Dar știi ce s-a întâmplat atunci? Cum a rămas în anul ăla în pământ, ai cules în anul următorul an, o tot răsărit. N-a răsărit atâta, că doar eu mâncat oarece, eu înghețat-o. Dar știu că următorul an am cules niște cartofi Cezva. Și într-adevăr o fă un soi cu coaja roșie și cu interiorul gălbui așa, dar foarte fain a fost. Aproape culoarea exteriorul coaja, roz așa, foarte fain. Și chiar o fă fain, deci ar fi fost cartofi foarte buni dacă erau puși într-un pământ bun. Da, păi că putem lua de pe internet iară soiul ăla, că știu cum e. Nu mai știu. Era un soi ce l-am cumpărat cu pulpa și galben și roșu. Da. Da, da, da. Nu, hai că aștept să merg mai înainte, că dacă văd că povestești, nu te poți concentra. Nu, că-i povestești tu orice. Nu mai povestești nimic, că m-am murit. No, tot așa am pus, ne-a ajutat cu tractorul, arat, și ne-a ajutat tot cu tractorul, i-am și pus în pământ, deci n-am avut mare lucru de lucrat decât când i-am săpat. Vezi de treabă, pe când o foc de cules, cât? Am pus vreo 3 saci în pământ. Și am cules o 4. Da, de unde? Nu! Am cules câte ceva de acolo. Am pus vreo 3 saci în pământ și am cules vreo 2 înapoi, deci. Erau săcuți de sămânat și erau ca saci buni cu cartofi mărișori. Nu o fost chiar așa. Nu o fost rău, dar... O fă foarte rău. Cum să pui 3 saci și să scoți 2? Ce vorbi? Ce vorbești? Nu, no, păi la noi la Oradea așa se face. La Oradea așa se face? Tu nu știi, că nu știi până de părțile. Numai cea mare amure știi tu. Voi încă sunteți cu butelia în spate. Măcar avem tramvai, nu ca voi, numai biciclete și... Căruțe. Parc industrial aveți? Da, nu vă trebuie, că se te laudă politicienii cu parc industrial la Baia Mare și Bolojan au făcut deja vreo 5 parcuri în Bihor. Ce vorbești că nu vă trebuie? Dar ce sunt acele? Parcuri industriale? Da. Unde mergi să-ți parchezi industria? Să merg cu industria la joacă, să se plimbe. Cam așa. Trebuie să spunem că după ce am semănat cartofii aici, niște oameni în sat au zis că noi, mă, dar pe a trebuit să ierbicidezi, n-ai cum. N-ai cum să nu ierbicidezi.
Și cumva ne-o pus pe gânduri că dacă un țăran îți zice că așa trebuie, te gândești un pic. Da? Poate că o lucra mai mult după cartofii aici, dar ne place mai degrabă în ei ierbicida. Nu așa, dragă? Ca te vor. Săpăm mai mult și mâncăm mai sănătos. Că e foarte ciudat cum unii oameni tu, chiar și de la țară, te gândești că știu modalitatea corectă, să zic așa, sau sănătoasă, de a culege niște roade. Și totuși vezi că și țăranii deja numai rău știu, de multe ori. Amuna, într-adevăr că dacă ai pe o suprafață foarte mare de pământ, cartofi, puțini în familie, cu servici, cu animale, asta e, că e vorba, de cele mai multe ori e vorba despre comoditate, despre cât timp ai, despre, na. Eu sunt de acord, na, cu mamă ta asta avem noroc, că atâta îi place să sape cartofii, păcat că nu-i place să o și filmăm, să, când o fi o bătrân să mă uit la filmările astea și să plâng, ioi, Angela, unde mi-ești Angela? Oare m-ai văzut cum voi ia să fac cartofi anul ăsta? Bine, bă! Știi, am zis? Ai vorbit cu tine, o mere la cimitir, o zice, Angela, de ce nu m-ai lăsat să te filmezi? Să te țin minte ce harnic ai fost. Văzut ce-o părțit Darius, că prima filmare ce-am pus-o cu el și cu Diboli din sălaj, au început să scrie fetele că oare e însurat Darius, oare nu-i trebuie vă fată? Până când m-a sunat Darius și zice, bă, dar pe eu sunt surat, bă, spune-le să se potolească. Să știți că și eu sunt surat, stați cu mine. Doamna asta harnică sunt surat, ia ce bine știe săpa, o las pe ea prima. E drept că dacă ești mai aproape de pământ și ai sapa mai bună, altfel și sapi. Eu-s mai... Facem schimb? Auzi, eu-s mai înalt, și-s mai bun de cules fructe, de... Hai că mi-o trebuie pe aia mai rea, că... Dar e mai grea asta. E mai grea, da. Mulțumesc, ești tare drăguț. Nu, îmi pare mai ușor asta. Du-te. Tu, eu te-am lăudat că ești harnică tu și ce bine meri înainte și nu-ți place. Păi cum să nu-mi place, dar păi ai zis că ți-e greu cu sapa asta și ți-am luat-o, să o, fie mai ușor. O, tu cu ce, cum te sacrifici tu pentru mine, numai știi, să pot lucra. Da. Ai, e mintu. Îți place mai mult? Nu-mi place așa bine. Amucă-i bună, amucă-i rea, nu te-ai putut hotărâ. E bună că e ușoară, dar era că-i strâmbă coda la ea. Ne-am săturat de treaba cu cartofii și de atâta săpat, pentru că am săpat destul de mult. Ne s-au făcut lehamite, ne-am urât de atâta săpat și ne-am lăsat și pe altă zi. Că noi considerăm că e important să nu te urăști de un lucru. Dacă știi că poți să mai revii la lucrul ăla și să te ocupi de el cu drag, mai bine să faci cu drag decât să faci în scârbă și să-ți fie vai, am de săpat cartofii. Așa că pe când ne-am săturat și ne-am obosit și ne-am săturat din nou, am luat o pauză până următoarea zi și ne-o mai pune și o mai săpa. Acum mai este și vorba aia cu nu lăsa pe mâine ce poți face azi. Dar eu zic că din când în când mai poți lăsa și pe mâine ce poți face și azi. Tu ce zici, dragule? Despre? Lăsăm pe mâine ce putem face azi. Eu mă mut, când mă plictisesc, mă mut de la un lucru la altul. Da, și îi seară deja și suntem cu toții obosiți și ni drag să lucrăm, dar... Și stând aici, odihnindu-mă,
tot admir fasolea asta și cât de fain se duce pe par. Am primit fasolea, sămânța de fasole de la o doamnă. Am făcut schimb cu semințe de castravete vechi, vechi din bătrâni. Și am i-o dat sămânță de fasole, foarte frumoasă. Asta cred că e fasolea aceea cu bob alb foarte mare, ce se pune la zacuscă de fasole sau... Na, se poate folosi la mai multe lucruri, la mai multe preparate, dar îi, din câte știu, îi, din sămânța aceea cu bobul mare alb. Nu știu cum se numește. Am pus și ceapă și tare frumos o făcut. Sofia a fost harnică și a plivit aici la ceapă. Din păcate, pentru că e mai pe umbră ceapa, stă așa înclinată înspre soare. Încă un lucru de care sunt foarte încântată anul ăsta și foarte curioasă este conopida, pe care nu am mai plantat-o niciodată până acum la noi în grădină, nici în cealaltă grădină, nici în grădina asta, și sunt foarte curioasă cum se va dezvolta, cum va merge, pentru că ne place foarte mult conopida murată, dar n-am încercat niciodată să o creștem. Aceste roșii sunt roșiile pornite de mine din solar și se duc binișor. Sunt zdravene, așa ca și tulpină, și s-a pornit frumos. Mai trebuie plivit și copilite în curând, dar merg foarte bine. Dragilor, acesta a fost video de astăzi. Noi ne bucurăm prin munca pe care o facem și găsim satisfacție prin munca pe care o depunem aici. Vedem că lucrurile evoluează, că plantele care le punem în grădină cresc și ne aduc o bucurie și o satisfacție foarte mare. Poate părea un lucru atât de mărunt, dar pentru noi toți e un lucru mare și o chestie foarte importantă, pentru că asta e hrana cu care ne vom hrăni noi la toamnă, la iarnă, chiar și în vară, dacă vor crește și se vor face frumoase roșiile. Ne vom bucura de toate aceste roade. Noi vă salutăm și vă dorim și vouă spor la lucru, vă dorim sănătate și să ne vedem cu bine data viitoare. Pa!